Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit și în această săptămână. Iată că deși căldura este când în favoarea noastră, când în defavoarea noastră și vara se lasă tot mai mult așteptată, noi vrem să aducem vara mai aproape, pentru că vara, bineînțeles, este sezonul arhicunoscut de multe evenimente, de multe oportunități și programe pentru tineri. Motiv pentru care vom aduce toate aceste oportunități în platou, tocmai prin intermediul invitatului meu din această zi și care ne va vorbi despre ce înseamnă Serviciul European de Voluntariat și toată această mare experiență pe care putem să o numim o experiență chiar radicală, plină de impact și interculturală. Așa că vreau să îl salut pe Remus Pop, să-i spun bine ai venit și înainte de a te interoga cu privire la atât proiectul tău care se adresează direct informării și promovării EVS-ului, vreau să știu despre parcursul tău în mediul ONG-istic. Salut, salut! Mulțumesc tare mult pentru invitație. Bun! Am terminat facultatea de ingineria mediului, deci cumva nu s-ar putea zice că n-am terminat ceva sociologie sau ceva așa. Și acum 4 ani, trecut deja 4 ani, am plecat într-un stagiu de voluntariat în străinătate, în Polonia, pe timp de un an. Cum a fost și ce a reprezentat pentru tine toată această experiență? Uai, deci a fost o experiență cumva așa, cumva bruscă, pentru că înainte să decid că vreau să plec, nu știam absolut nimic despre voluntariat, despre ce înseamnă, despre exact. Și cum ai ajuns în contact sau de unde ai aflat? Prin ce e intermediu? Prin intermediul Team for Youth. Prin online. Pur și simplu am descoperit această oportunitate online și am zis că, bine, hai să aplic, nici nu credeam că o să fiu selectat sau ceva. Am zis că... Și, pac, selectat, urma să plec în 2 săptămâni, țin minte. Și a fost ceva de genul, wow, no, explică-le la părinți că... Cum a reacționat părinții? Groaznic. Deci nu n-am fost de acord. Păi cum să plec? Păi cum? Păi eu trebuie să-mi găsesc o slujbă aici și să văd, să fac voluntariat în altă țară. Cum? Nici nu concepeau așa ceva. Cum este privit acest serviciu de către părinți, de către adulți? Pentru că tu fiind și coordonator de activități, cred că intri în contact cu foarte mulți părinți. Da. Sunt ei mai reticenți decât tinerii sau care sunt principalele probleme pe care le văd în această deplasare? Asta cred că e partea curioasă. Adică m-aș aștepta că tinerii să aibă cele mai multe întrebări și tinerii care urmează să meargă în stagii de voluntariat să fie cei care de multe ori au dubii sau așa. Dar curios e faptul că, în general, părinții sunt cei care sunt puțin mai reticenți și ei aș putea să... Ca să caracterizez cam cum părinții văd stagiile internaționale, mai ales cele de lungă durată, că acum, de bine de rău, o săptămână, două trece, dar când vorbești deja de o lună, două luni, un an chiar... Maximumul serviciului de voluntariat este de un an, nu? Da, e 12 luni. Da. Da. Atunci când se vorbește de durate din astea de timp, ei devin automat neîncrezători. Cred că ăsta e cuvântul cel mai... Adică cum? Adică cum să meargă el singur? Dar o să se ocupe cineva de el? Dar o să își găsească unde să stea? Dar... Întrebări de genul ăsta. Bun. Și peste întrebările astea vom mai reveni mai târziu când vom discuta despre ce constă și ce înseamnă exact. Sevul, dar înainte, vreau să știu care a fost impactul pe care l-a avut asupra ta. În ce fel de activități te-ai implicat? Cum ai fost privit? Cum ai fost acceptat? Și cum a fost comunicarea și interacțiunea atât cu organizația gazdă, cât și cu ceilalți voluntari străini? Da. De la început am fost primit ca într-o familie. A fost un proces de acomodare destul de ușor. Nu pot să zic că am avut... Acum, Polonia e și o țară destul de apropiată de România. Nu e ceva foarte exotic sau...
Și șocul cultural și adaptarea la noua cultură și la nou stil de viață a fost foarte, foarte lin. Am avut parte și de foarte mult suport din partea asociației care m-a găzduit și din partea celorlalți voluntari care erau mai vechi ca și mine. Și au existat cazuri de discriminare, conflicte, neînțelegeri? Nu. Nici la nivelul organizației, nici nu. Cu tinerii cu care ai intrat în contact sau cu restul, să zicem așa, acum, comunității? Acum, neînțelegeri au existat din punct de vedere lingvistic, adică limba de bază era engleză, dar noi, ca voluntari, trebuia cât de cât să avem un basic de cunoștințe de poloneză ca să putem interacționa cu ei și nu e chiar cea mai ușoară limbă de învățat. Și au fost probabil mici neînțelegeri legate de limbă sau de acomodare sau de întârzieri, ca să zic așa, dar nu au fost ceva conflicte foarte mari, nu pot să zic că a fost ceva wow. Asociația din care faci tu parte, Team for Youth, găzduiește de ceva ani mai mulți voluntari străini în cadrul acestui proiect. Aș vrea să ne povestești puțin cum a evoluat, în ce constă aceste proiecte și despre voluntarii care vin. Iată, îi întâlnim pe stradă, îi întâlnim la bibliotecă, îi întâlnim pretutindeni și e interesant pentru că mulți se întreabă ce e cu ei, ce caut aici. Ce fac aici. Ce fac aici, da, cu ce au venit aici și cum stau, dar prea puțin sunt informați, așa că o informare, mă gândesc că e ceea ce avem nevoie. Da, da. Acum 7 ani am început să... Team for Youth a început să aducă primii voluntari străini din Baia Mare. Proiectul ăsta, adică Serviciul European de Voluntariat, există de 30 de ani. Deja anul trecut a făcut 30 de ani. Și în Baia Mare, acum 7 ani, au fost venit primul voluntar. Era o fată din Lituania. De atunci până în ziua de astăzi sau... perindat, ca să zic așa, mai mulți voluntari. Care este numărul total? Cred că găzduiți în total și pe termen scurt și pe termen lung sunt în jur de 200. Felicitări! Da, pentru că au fost perioade când aveam și câte 30 de voluntari într-o lună, deci se adună în 7 ani. Probabil că acu ceva vreme era ciudat să auzi vorbindu-se pe stradă engleză sau era ciudat să vezi oameni cu altă culoare a pielii sau era ciudat să concepi ideea de a face voluntariat internațional, adică să vii dintr-o țară ca să lucrezi, nu neapărat pentru bani, adică nu pentru bani, că asta e definiția voluntarului, ci ca să faci un bine sau ca să înveți ceva. Și acum, nu știu, mi se pare că e privită mai normal un pic. Mi se pare că oamenii sunt mult mai toleranți și acceptă mult mai bine și la magazine să vorbească engleză sau pe stradă să vadă străini, nu se mai uită așa ca wow. Atâta că nu cred că încă înțeleg exact ce fac ei aici, pentru că probabil încă nu reușim să conștientizăm conceptul ăsta de voluntariat pentru dezvoltarea personală, pentru ajutarea comunității locale și așa. Și cum crezi că am putea să facem să fie înțeles? De ce ar fi nevoie, eventual de ce eveniment ar fi necesar ca oamenii să conștientizeze și să știe cu exactitate în ce constă voluntariatul? Cred că cel mai simplu sunt evenimente publice, evenimente în care să iei direct contact cu tinerii și cu părinților și de ce nu, și cu, nu știu, adulți, persoanele mai în vârstă, în care să le spui că, uite, noi avem oportunitățile astea, noi le spunem mobilități, chiar dacă e vorba de voluntari care vin la noi sau chiar dacă e vorba de a trimite voluntari în alte proiecte, tot mobilități se numesc. Și, bine, informațiile sunt peste tot, sunt în limba română, sunt online, e plin internetul de site-uri informative, YouTube-ul de videouri și așa, și rețelele sociale peste tot. Dar cred că cel mai bine prinde la lume să mergi să vorbești direct cu ei și să-i pui direct în contact cu voluntarii. Adică, uite, ăsta este voluntarul, XY a venit din țara respectivă,
și se ocupă de asta, nu știu, lucrează cu copii din grădiniță sau ajută profesori la aprenderea limbii engleze sau oricum, sunt foarte, foarte multe tipuri. Voi am văzut că organizați astfel de evenimente. Da. Cum este, câți oameni se strâng și cam care este reacția publicului, să-l numim așa, al comunității, în momentul în care se văd față în față cu acei voluntari? În general au emoții foarte mari prima dată, pentru că am observat voluntarii că... străini sau publicul? Nu, publicul. Voluntarii străini de obicei înainte să intre în contact direct cu publicul, adică să facă evenimente informative, campanii de promovare și așa mai departe, ei au parte de un anumit training din partea noastră, adică le povestim de cum e bine să prezinte lucrurile, cam ce ar trebui să vorbească. Deci au tot package-ul informativ făcut. Dar comunitatea locală e foarte, foarte reticentă la început, pentru că cred că e și o chestie de barieră lingvistică. Cred că foarte mulți tineri și adulți, chiar dacă știu engleză și au cunoștințele de bază, le e frică să vorbească, pentru că cred că, și asta e numai părerea mea, cred că am fost obișnuiți de la școală cu toții să ne fie frică atunci când greșim și să ne așteptăm la pedepse în caz că greșim. Știi? Și atunci, de aceea, cred că de multe ori, când îi pui față în față și, normal, sunt forțați să vorbească în altă limbă decât română, ei, no. Wow. S-a născut acea timorare, acea timiditate și frica de a... Care nu e justificată, pentru că acum de bine de rău te poți înțelege cu așa, cu prin semne. Și prin semne, exact. Da. Și ei sunt, voluntarii străini, sunt trăinuiți ca să înțeleagă, să fie înțelegători și așa, deci nu o să înceapă să râdă sau să așa. Și nici ei, și le spunem tot timpul, nici ei nu au un nivel foarte mare, adică nu e o cerință, nu e un criteriu eliminator să știi engleză, să fii profesor de engleză sau să ai certificate ca să faci voluntariat internațional. Deci practic, nu... orice tânăr cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani poate să se implice fără să aibă nevoie de certificate. Da. De ce ar avea însă nevoie? Care sunt criteriile când vorbim despre selectarea voluntarilor? Da. Noi spunem profilul voluntariatului, că așa și este, cumva trebuie să aibă anumite calități. Acum, în afară de vârstă, care așa s-a gândit cineva cu 30 de ani că trebuie să fie între 17 cu indulgență și 30 de ani, ei mai trebuie să aibă, nu știu, să aibă o motivație foarte bună. De obicei, când facem selecția, când primim mai multe candidaturi și noi trebuie să selectăm din candidaturile acelea unul sau doi voluntari ca să meargă în proiect, ne uităm la motivația voluntarului. De ce vrea el să meargă în acel proiect, în acel stagiu de voluntariat? Și cam care sunt cele mai frecvente motivații pe care le citești? Pentru că tu aici, din perspectiva ta, cumva de corector, să zicem așa, poți să ne dai mici insider-uri, să vedem ce se practică cel mai des sau ce prinde bine citire. Da, să spun ce îmi place. Da, și văd. Ce nu ar trebui făcut sub nicio formă. Da. Îmi place foarte tare să văd și partenerilor noștri din țările străine care vor accepta voluntarul, care îl vor primi în proiect. Ne place foarte tare să vedem voluntari, viitori voluntari, creativi. Adică, care nu neapărat, nu știu, nu vrem să vedem, să citim scrisori de motivație și CV-uri pompoase și... redactate de alții. Așa, bombastice și... Da. Vreau să vedem o motivație exact. Uite, eu vreau să mă duc în, nu știu, în Italia, că am auzit că e foarte fain acolo și că vremea e bună și, nu știu, au ulei de măsline foarte bun. Sau, asta e o motivație sinceră și chiar dacă nu prea ține cu ceea ce se face acolo, măcar vezi că omul ăla a mers pe proiect, adică a citit unde e proiectul și așa, și vrea să meargă acolo ca să descopere ceva pentru el. Nu prea ținem cont de câte diplome are și calificări și așa, pentru că nu Serviciul European de Voluntariat e gândit din perspectiva de a da tinerilor șansa să cunoască ceva, indiferent de background.
Nu ne place să auzim că ei încearcă să scape de ceva din țară, că mai sunt și care nu. Vai, nu mai vreau să stau cu părinții și atunci mă duc într-un stagiu de voluntariat, știi? Și pe aceea îi lăsați în țara lor de reședință cu părinții? Sau cum faceți de obicei? Nu, încercăm să-i facem să înțeleagă că probabil nu e motivația reală pentru a participa. Pentru că, știi, stagiile astea, într-adevăr, sună așa foarte bine că mergem, facem voluntariat și călătorim și ne distrăm, dar e și greuț într-un fel, aș putea să zic. Adică trebuie să investești un pic și din tine, mai ales timp. Și timpul astăzi e o resursă foarte, foarte importantă. Și, nu știu, când ai de stat 6 ore sau 8 ore într-un centru cu persoane cu dizabilități, nu e ușor. Adică să faci asta de luni până vineri e totuși și o muncă. Să faci asta câteva luni, chiar un an, da, într-o devine, țară străină, da. Într-un limbaj diferit, cu altă cultură, devine dificil. Însă aici intervine nu doar resursa de timp, intervine și resursa și latura umană care se activează, afectivitatea, nu știu, dorința de implicare. Și cred că ăsta este scopul SEV-ului, de a dezvolta coeziunea socială și mai mult solidaritatea, toleranța și să promovăm și să încurajăm diversitatea care există la ora actuală și care nu ar trebui combătută. Da, și să încercăm să eliminăm stereotipurile și asta e, adică încercăm să promovăm cât mai multe proiecte care nu sunt în țările astea unde toată lumea dorește să meargă, în Anglia, în Spania, în Italia, așa, pentru că acolo deja lumea merge în vacanță, merge să vadă, știm de la televizor. Și cam ce țări promovați voi? Promovăm proiectele din țările balcanice, pentru că lumea... ce înseamnă Balcani? Cum? foarte mult promovăm proiecte în țările nordice, chiar deasupra Poloniei, țările astea baltice, Letonia, Lituania, Estonia, chiar și Finlanda. Da, bineînțeles, avem și proiecte în Spania și în Italia. De ce nu? Sunt țări cu tradiție foarte lungă în voluntariat și avem foarte, foarte mulți parteneri internaționali acolo buni, care găzduiesc de ani întregi voluntari. Așa, am înțeles că tu ai un proiect care se ocupă exprès cu promovarea Serviciului European de Voluntariat. Da. Poți să ne povestești puțin despre el, cam care sunt obiectivele, de unde a pornit, ce își propune și ce își dorește să facă? Da. Proiectul se numește InfoRVS și e un serviciu european de voluntariat de 8 luni pentru 5 voluntari străini. Voluntarii sunt din Spania, din Germania, Austria și din Lituania. Am încercat să îi aducem așa, geografic vorbind. De peste tot. De peste tot. Proiectul s-a născut, a fost conceput acum 2 ani, deci asta ca să se vadă că proiectul ăsta durează foarte mult timp până se implementează, după aia până se raportează. A fost conceput acum 2 ani ca o necesitate efectivă a organizației. Am văzut că cu timpul numărul oamenilor care doreau să plece în Serviciul European de Voluntariat a scăzut. Acum, a scăzut probabil nu din lipsa de informații, ci a scăzut pentru că, nu știu, acum e mult mai ușor să mergi la muncă în străinătate. E mult mai ușor să găsești oportunități în oraș sau să te duci în alt oraș mai mare care îți poate oferi mai multe. Și de aceea am văzut că numărul aplicațiilor a scăzut și vorbind cu norocul meu e să am acces la tinerii din oraș de peste tot, vorbind cu ei am văzut că ei știau de Serviciul European de Voluntariat, știau de mobilități și de programul Erasmus Plus, dar nu știa exact pașii de urmat, nu știa exact procedurile, nu știa toate detaliile astea logistice. Adică ei știau că, bun, se poate merge, e gratuit, e fain, te distrezi, înveți, lucrezi, vin apoi, dar nu știau cum. Și de aceea
Probabil le era puțin frică să aplice. Deci, practic, acesta era impedimentul pe care, da, de foarte multe ori îi oprea pe alții. Da. Așa că tocmai pe acesta vreau să insistăm și să vorbim întâi în ce constă acest serviciu european de voluntariat, pentru că știm că este înființat de către Comisia Europeană prin Erasmus+, însă mulți nu știu exact cum se mănâncă, adică exact ce înseamnă. Da. Păi, procedura e foarte, foarte simplă. De fapt, la baza aplicantului, la baza voluntarului care urmează să plece, stă o întreagă armată de oameni. Care cine sunt actorii principali? Îl coordonează, îl susțin. Actorii principali? Păi, actorii principali e Comisia Europeană, în primul și în primul rând, pentru că ei sunt cei care oferă grantul pentru proiectul respectiv. Deci, fără ei, toate oportunitățile astea nu ar putea exista. Și ei finanțează transportul, cazarea, da, banii de buzunar, da, de, da, masă, da, tot suportul logistic, da, pentru voluntar. Da. Pentru că toți voluntarii beneficiază de această gratuitate și nu au nimic de plătit. Exact. Asta este un lucru interesant, deci practic voluntariem, dar totuși avem și bani cu care să trăim și să ne descurcăm. Exact, exact. Adică totuși ar fi culmea să... E o paradigmă aici. Da. Să mergi, să stai pe o perioadă așa de lungă de timp într-o țară străină și să trebuiască să te susții, dar să nici nu ai șansa să lucrezi pe, cu un contract de muncă sau așa. Da, normal. Voluntarului se acordă toate... Voluntarul are mult mai multe drepturi decât obligații și se acordă tot ce ține pentru a avea parte de o experiență atât de învățare, dar și de o ședere plăcută în țara respectivă. Adică există dreptul de a avea destul bani pentru ca să ție mâncare. De aia banii de mâncare sunt calculați în funcție de prețurile țării respective. Adică la noi sunt o anumită sumă, iar, nu știu, în Anglia e o anumită sumă. Unde sunt prețurile? S-a întâmplat vreodată în Baia Mare să există probleme cu cazarea, cu banii și cu astfel de situații? De când lucrez în domeniu, nu ne-am întâlnit cu probleme financiare. Din partea voluntarului, nu. Nu, nu, nu. Pentru că tot ce ține de cazare, tot ce ține de costurile utilităților, transportul local pentru activități, traininguri, facilități, materiale de lucru. Sunt banii din proiect, sunt voluntarul nu trebuie să plătească. Tot ce trebuie să plătească e ce face în timpul liber. Și mai concret, ce activități cumva are datoria să le desfășoare? În ce fel de proiecte se implică sau care sunt atribuțiile lui în momentul în care a fost luat de la aeroport și dus în organizația gazdă? Așa. Atribuțiile lui depind de proiect. Proiectele sunt de foarte, foarte multe tipuri. Poți să ne dai câteva categorii sau, mă rog, să zic, cele mai căutate? Mm-hmm. Pot să spun în mare parte cu ce lucrăm noi. Absolut, chiar te rog. Ne ocupăm în general de proiecte care au vizate categoriile dezavantajate din oraș și aici dezavantajate intră persoane cu dizabilități, deci voluntarul are activități cu persoane cu dizabilități fizice, mentale. Minorități, comunitatea romă, comunitatea maghiară. Probabil avem desigur și acest proiect din Forivies, care e un proiect de promovare a mobilităților, adică mergem în școli, în licee și vorbim despre ce înseamnă voluntariatul. Ați început deja să mergeți? Vom începe adică din mai, da. Uh-huh. Odată cu 1-7 mai, care e Săptămâna Europeană a Tineretului, o să începem și aceste infodescuri, le zicem noi, sau campanii de promovare în licee, în universități. O să începem cu Baia Mare și o să ne extindem puțin în județ, chiar și în alte județe. Așa e prevăzut proiectul. Acum, alte lucruri pe care le pot face voluntarii sunt suport în instituții de învățământ. De exemplu, avem voluntari care lucrează alături de profesori, în general de limbi străine, ca și asistență, adică vorbesc cu tinerii pe diferite tematici, îi ajută pe tineri să vorbească mai bine, să pronunțe corect. Dacă avem un voluntar din Spania, el va merge la orele de limbă spaniolă și va vorbi acolo.
Avem proiecte cu copii, cu copiii de grădiniță sau cu copiii din casele de tip familiar, adică fostele orfelinate. Acolo mai mult voluntarii merg, se joacă, fac diferite ateliere de lucru manual, construiesc bărcuțe sau fac hăinuțe sau chiar se joacă. Și chestia asta că merg și se joacă e un lucru foarte bun pentru copiii aceia, pentru că ei conștientizează că este o persoană Venită, străină, da. da, venită special pentru ei, ca să-și petreacă timpul cu ei. Și uite, Atunci, așa poate da. reușim să schimbăm mentalitatea oamenilor. Și dacă încă de mici obișnuim cu Categoric. acei voluntari străini, când vor crește și vor dori și ei să fie în acea ipostază. Deci, din ce am Da. înțeles, voi puneți mult accent pe categoriile vulnerabile. Da. Și aici, iarăși, sunt curioasă care este deschiderea voluntarilor străini și mai ales spre ce activități aleg să participe sau le sunt desemnate din start sau au posibilitatea de a spune astăzi vreau să merg la grădiniță, mâine vreau să merg la școală. Cum se desfășoară? Sunt în general prevăzute pe proiect. Noi vom lua o scurtă pauză de publicitate și ne revedem continuând acest subiect. Lăsați-vă purtați de inspirație și alegeți covorul ideal pentru căminul dumneavoastră. Toată gama de covoare cu lățimea și nuanța dorită vă așteaptă la magazinul Covorul Fermecat. Covoare clasice și moderne cu un design deosebit, inclusiv pentru pensiuni, hoteluri sau moteluri. Modificările și festonatul sunt realizate la magazinul nostru. Aducem în casele dumneavoastră și brandul Pierre Cardin. Covorul Fermecat, în Baia Mare, pe Bulevardul Decebal. Calitate de nota 10. Ofertele primăverii te așteaptă acum la magazinul Compact. Idei unice de cadouri pentru femei, bărbați și copii. Cele mai noi jucării, jocuri de societate și puzzle-uri deosebite pentru toate vârstele, dar și instrumente muzicale. Pentru biroul tău, birotică și papetărie. Magazin Compact. Mii de produse la alegere, la o calitate superioară și prețuri accesibile. Primăvara aceasta începe cu magazinul Compact. Cumpără cele mai bune produse de porc provenite de la animale crescute natural în Maramureș la Seini. Dana Mari vă oferă carne afumată tradițional, sănătoasă și neinjectată. Iar pentru că ne pasă de clienții noștri, prețul la carne a rămas neschimbat. Dana Mari, în Baia Mare, Baia Sprie, Sein și Negrești Oaș. Florăria Ikebana aduce zâmbete, buchete deosebite, livrare promptă, prețuri accesibile. Comandă un buchet frumos, parfumat și delicat pentru persoana dragă din viața ta. Personalul amabil și prietenos vă așteaptă cu cele mai bune recomandări. Ikebana vă livrează flori și buchete la domiciliu. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping, ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. Restaurant La Gourmet, unde fiecare detaliu este gândit să creeze o atmosferă unică pentru tine. Ai parte de experiențe memorabile în arta culinară într-un loc de excepție.
Departe de agitația urbană a orașului, te așteptăm la grădina de vară a restaurantului La Gourmet din incinta complexului Magus. Stil, rafinament și eleganță. La Gourmet. Transformă aparatul frigorific în vedeta casei tale. Vino în magazinele Mamut și alege un produs Liebherr, specialistul german în industria frigiderelor și congelatoarelor. Acum cu 6 ani garanție. Descoperă cum se îmbină perfect calitatea superioară cu un design de excepție și o prelucrare perfectă până în cele mai mici detalii. Liebherr. Calitate, design, inovație. În magazinele Mamut din Baia Mare. Preferi preparatele tradiționale sau rețetele moderne? Restaurantul Pronto îți oferă specialități pentru cele mai pretențioase gusturi. Preparatele proaspete, varietatea maximă, ambianța relaxantă și personalul profesionist și prietenos sunt ingredientele care îți garantează o experiență culinară de neuitat. Mănâncă sănătos și bucură-te de porții consistente la Restaurant Pronto. Restaurant Pronto. Mâncare ca la mama acasă. Bine v-am regăsit! Pe pauza publicitară noi am continuat discuțiile și am vorbit puțin despre diversitatea aceasta culturală și interculturală și cum se manifestă în comunitatea noastră. Și mai ales pentru că sunt aduși tineri din țări diferite, cu temperamente diferite, chiar cu așteptări și cu motivații care nu sunt întotdeauna la fel și e bine să fie diferite pentru că asta contează și asta ne individualizează pe fiecare în parte. Motiv pentru care vreau să îl rog pe Remus să ne povestească câteva inside-uri, niște, nu știu, mici întâmplări care mai au loc cu voluntarii străini. Lucrurile pe care nu le știm atunci când citim un tratat sau un document despre SEV. Așa. Cum ziceam și în pauză, sunt foarte multe lucruri care se pot întâmpla. Într-un proiect nu vin toți voluntarii la fel. Nu au aceeași vârstă, nu au același background și nu au aceeași motivație și nu își doresc tot același lucru. Ar fi ideal să fie la fel toți, dar nu sunt. Fiecare e diferit. Ce se întâmplă? De cele mai multe ori avem de lucru la motivația voluntarului. De cele mai multe ori pe la mijlocul proiectului am observat noi, e așa ca o curbă, știi, motivația merge în jos. Ei când vin totul e nou, nu prea au timp să se gândească concret la cât de mult timp au de petrecut aici, cât de mult din timpul lor trebuie să și-l acorde activităților și cât de creativ trebuie să fie sau cât de profesional, ca să zic așa. Ei când vin știu care sunt activitățile care le sunt puse la dispoziție sau care este programul? Da, pentru că am înțeles că există o perioadă de instruire, chiar înainte să plece din țara lor de reședință, organizată de organizația de trimitere. Exact. Și odată ajunși din nou, sunt trecuți printr-o altă formare de organizația gazdă și au evaluări intermediare și evaluări finale.
Și aici intervine rolul mentorului pe care fiecare trebuie să-l aibă și te rog să ne vorbești despre această pantă, această curbă, cum este depășită, cam de ce apare și care e rolul mentorului sau a profesorului, bine, profesorul de limbi, se știe că îl ajută pe partea lingvistică. Da. Dar acel mentor, ce trebuie să facă mai concret? Da, deci există, ca să zic așa, trei actori importanți în trei organizații importante într-un așa și zice, ciclu de formare SEV, Serviciul European de Voluntariat. Există o organizație de trimitere care face public anunțul pentru acest proiect din străinătate, care colectează aplicațiile și selectează împreună cu gazda un voluntar, îi acordă acel pre-departure training, așa zice, pregătire înainte de plecare, în care explică toate astea, ce înseamnă serviciu, ce nu este Serviciul European de Voluntariat, la ce trebuie să se aștepte, care sunt activitățile. Că îți vorbeam înainte de cât de flexibil este un proiect de voluntariat. Mai ales, da, pentru că știm că pentru a fi finanțată trebuie să treacă de Agenția Națională, da, și să primească aprobare. Dar foarte mulți oameni se gândesc că ce e atât de greu să scrii un proiect, ai obținut finanțările și mai departe ce poți să faci, vin voluntarii și te ocupi de ei. Te rog să ne spui care sunt iarăși pașii pe care îi traversați voi pentru a scrie acele proiecte și mai ales pentru a le scrie de așa natură și a investi atât de multe resurse pentru a fi cu adevărat finanțate, da, și da, ce da. Se întâmplă ulterior. Nu e ușor, nu o să mint, nu o să spun că e ușor și că e foarte simplu și că avem atâta experiență, am scris proiecte și nu. În general, proiectele trebuie să fie în primul rând să fie gândite în baza unei nevoi a comunității locale. Adică noi pornim de la ce nevoie este, la ce mai trebuie de lucrat, vedem dacă cumva avem cunoștințele în acel domeniu, că probabil dacă, nu știu, e o nevoie de a proteja spațiile verzi, nu putem să lucrăm cu asta pentru că nu suntem în domeniu, noi de la Team for You. După aia, trebuie de văzut ce nevoie la nivel european e pentru tineri, că în fiecare an, de obicei, nevoile astea se schimbă puțin câteva dintre ele. Poate că într-un an e nevoia de a găsi joburi, în alt an e nevoia de a intra în contact cu străini. Anul acesta, care este nevoia principală? E tot pe joburi. Tot pe joburi. Da. Sau pe cunoștințele digitale, de a intra în contact cu nu neapărat cu Microsoft și cu calculatoare sau așa, e de a intra în contact cu aplicații care îi pot ajuta pe ei, fie că sunt hărți pentru orașele noi unde merg sau pentru bilete sau așa, deci tehnologii digitale sau educație, au tot felul de cursuri online, webinare, chestii astea. Bun, și acest proiect, pe lângă faptul că trebuie să abordeze o nevoie a comunității locale, el trebuie să fie foarte bine conceput, adică trebuie să fie structurat, să pornească dintr-un loc, voluntarul să treacă prin niște etape, să fie monitorizat, iar la sfârșit voluntarul trebuie să-și dezvolte anumite aptitudini sau anumite skill-uri, le spune așa numitele key competences, competențe cheie. Iar după ce se încheie stagiul voluntarului, trebuie să raportezi ce s-a întâmplat, trebuie să arăți că s-a produs acea schimbare, că ai atins acele obiective din proiect. Pe lângă faptul că trebuie să fie structurat și să fie conform nevoii, el mai trebuie să fie și inovativ. Adică trebuie să vină cu ceva nou, trebuie să aibă... Nu poate fi atât de mult o continuare a unui fost proiect. Trebuie să aduci ceva nou în comunitatea locală, ceva ce să merite să aduci acel voluntar din străinătate, de așa de departe, să vină aici să facă voluntariat. Trebuie să justifici de ce trebuie o persoană din străinătate să facă chestia asta și cred de ce nu... Cred că acesta este cel mai dificil lucru, nu? Să justifici de ce avem oameni din străinătate, da, care să vină să ne ajute cu copiii, exact, în mediul educației și nu putem să-i luăm pe ai noștri. Exact. De regulă, la întrebarea aceasta, voi ce răspuns să le oferiți? Le răspundem că probabil ne gândim că
faptul că o persoană străină vine și face activitățile pe care le are în proiect aici, îi va, nu știu, va crea un alt mindset, nu știu, local, sau va lărgi orizonturile persoanelor cu care intră un pic în contact. Adică mentalitatea implicit va suferi schimbări pentru că se intră în contact cu o nouă cultură, exact, cu o mentalitate, hai să zicem, dacă nu chiar total diferită, dar foarte, cel puțin diferită, foarte diferită. Da, exact. Da, da, da. Vorbeam aici de parcursul pe care îl are voluntarul din stadiul inițial, îl luăm așa inițial noviță și trebuie să ajungă, să atingă anumite obiective, da, pentru ca la final să poate să zică că această experiență i-a folosit. Exact. Cam care sunt acele obiective pe care trebuie să și le însușească? Vorbim aici despre dezvoltare personală sau despre orientare în carieră? Sau în ce sfere jonglează, da, aceste obiective? Ele sunt gândite în funcție de 8 competențe cheie, care sunt trecute și într-un certificat care se eliberează voluntarului la sfârșitul stagiilor de voluntariat. Ele sunt competențe lingvistice, comunicare în limbi străine, comunicare în limba maternă, pentru că ei mai vorbesc și în limba maternă, competențele digitale, competențe matematice, cele economice, mai sunt competențele sociale, exact. Și bineînțeles, și bine, acum asta cu dezvoltarea personală nu e o competență cheie pentru că nu prea poți să o evaluezi tu din afară. E ceva care el o va descoperi și partea cea mai interesantă după mine e că foarte multe competențe voluntarii le descoperă după finalizarea stagiului. Nici de cum în timpul finalizării, în timpul efectuării. Pentru el merge acasă, întors, da, în comunitatea lui și intrând în contact cu vechile obiceiuri, deja vede că reacția lui este diferită și că abordările de multe ori fac altele. Și care anumite skill-uri noi pe care nu le-a conștientizat cât făcea voluntariat. Poate să descopere, de exemplu, că se trezește dimineața și face o omletă. Și abia când face omletă, aș dă seama că el a învățat să facă omleta asta undeva la începutul stagiului lui de voluntariat, că el habar n-avea să facă de mâncare. Da, uite, și asta este o schimbare. Chiar dacă vorbim despre gătit sau lucruri minore, sunt ceva care să îl ajute în, așa zisa lui, dezvoltarea personală. Ziceai de acele youth pass-uri, de certificatele obținute în urma finalizării oricărei acțiuni a Serviciului European de Voluntariat, indiferent că e vorba de o săptămână sau de 12 luni, se primește un certificat care să ateste nu numai participarea în cadrul proiectului respectiv, dar îți oferă posibilitatea de autoevaluare asupra a skill-urilor pe care le-ai deprins, a cunoștințelor pe care le-ai obținut. Cum sunt privite acestea de tineri și mai ales la ce folosesc? Odată finalizat SEV-ul, își completează certificatul respectiv, dar cu ce le ajută pe viitor? Exact. Îl ajută în educație cel mai mult. Adică sunt foarte multe universități, nu neapărat cele din România, dar sunt și din România. De obicei, cele mai mari, cele mai cu tradiție și cele mai deschise către educația non-formală. Că până la urma urmei, Youth Pass-ul e un document acordat printr-un sistem de educație non-formală. Și îl ajută pentru că acolo cel mai mult, acolo sunt trecute toate competențele pe care le-a dezvoltat. Și, spre exemplu, concret, dacă vrei să mergi la o facultate de, nu știu, de limbi străine, da? Ei probabil se vor uita și la faptul că tu, timp de 6 luni de zile, așa, ai reușit să folosești successfully, ca să zic așa, da? O limbă străină, da? Cu succes și te-ai descurcat, da? Nu te-ai pierdut, nu așa. Tot așa, dacă, de exemplu, nu știu, vrei să lucrezi ca asistent social sau ceva, tot așa, un angajator s-ar putea uita la faptul că, bun, tu poți să-i spui lui că ai făcut voluntariat, nu știu, câte luni la un centru de
la o casă de tip familial, undeva în străinătate, dar nu... N-are relevanță așa, dacă nu demonstrezi. Da, da, da. Și acel certificat e semnat, stampilat de asociația coordonatoare. Toate proiectele astea sunt incluse într-un sistem european, adică este o bază de date la nivel european a tuturor proiectelor și a tuturor voluntarilor. Odată da, ce... e centralizată. Da, totul e centralizat. Deci, practic, pentru cei care sunt așa în fuga asta și goana asta constantă după diplome, e bine să ai un youth pass pentru că dă bine la CV, cu alte cuvinte, exact. Și folosește. Însă aici, cred că ar fi important să facem o delimitare între plecatul în străinătate prin intermediul facultăților, tot așa, prin programul Erasmus, și exact. Plecatul prin ONG-uri, pentru că vorbim de două tipuri de educație, formal și non-formal. Da. Și mulți ar putea să confunde asta. Deci ce ar fi important să știe legat de cele două ramuri, să zicem așa? Nu știu, eu le diferențiez. Sunt, practic, programul e același, tot Erasmus+. Le-aș diferenția cu licee și cu universități. Mergi pentru a vedea un alt sistem de învățare. Adică te duci într-o universitate din Lisabona să vezi cum se predă acolo ceva ce tu deja știi de acasă sau ai câteva cunoștințe de bază. Față de Serviciul European de Voluntariat, unde tu mergi în altă țară pentru a face ceva util pentru comunitatea locală și a-ți însuși anumite cunoștințe pe care nu le ai deja. Exact, și pentru experiența în sine. Și asta e, cred că, diferența cea mai... Adică e un win-win în momentul în care apelezi la SEV, pentru că și oferi ceva, implicare, nu știu, skill-urile tale, dacă ai muzicale, artistice, sportive, exact. Sunt valorificate, îți dezvolți altele noi, dar pe de altă parte îți și însușești o cultură, experimentezi viața într-o altă țară, dar și ajuți la dezvoltarea și îmbunătățirea acelei comunități. Iată un subiect care nu este prea disputat și lumea omite în momentul în care se face câte un articol despre SEV, și anume, care sunt acele probleme, bariere sau posibile obstacole care apar cel mai frecvent, să zicem așa. Da, deci cum spuneam, în primul rând e motivația. Pe la jumătatea stagiului, probabil voluntarul începe să se gândească că probabil nu a făcut alegerea potrivită. Sau... Și în cazul ăsta ce are de făcut? Am înțeles că se poate și întrerupe stagiul. Exact, da. Stagiul se poate întrerupe, bine, există anumiți factori care ar trebui de luat în considerare ca să facă această întrerupere ultimul lucru pe care l-ar face voluntarul. Dar, bineînțeles, se poate întrerupe. Dar cel mai bine e să se lucreze pe partea de motivație. Și aici intervine foarte mult coordonatorul de proiect, intervine mentorul și ceilalți voluntari. Dacă... Da, asta e ce se întâmplă cel mai des. Adică voluntarul începe să simtă că nu mai e acasă, adică după ce trece acel nou și wow și așa. Și când crede că s-a adaptat, de fapt să-și dea seama că nu s-a adaptat cu adevărat. Sau probabil intervine dorul de casă, mm-hmm. Că și asta poate să intervină foarte mult. Să vezi că ai început să te obișnuiești fără prietenii pe care aveai, fără tabieturile pe care le aveai înainte. Și atunci e un pic scary, începe să-ți fie teamă. Adică începi să te gândești un pic, wow, oare e ok? Și cam asta poate interveni. Bine, sunt accidente, sunt probleme, sunt neadaptări sociale, nu știu. Orice poate să apară. Dar pentru că vorbim de oameni și exact. Lucrând cu oamenii, orice devine posibil. Sunt tineri de diferite vârste, din diferite medii sociale, cu background-uri foarte diferite. Exact. Și odată ce vin și se confruntă cu mentalitatea noastră actuală, e normal să existe exact. Anumite conflicte, neînțelege. Da. Vreau să te rog să ne vorbești pe scurt, pentru că mai avem puțin timp din emisiune, despre proiectele pe care urmează, să zic așa, să le lansați, adică în care poți să intre tinerii la ora actuală. Unde mai sunt, să zicem așa, înscrierile deschise? Așa. Avem foarte multe proiecte, aș spune, care sunt de durată scurtă. Sunt de o lună sau de două luni maxim. Și sunt pe perioada verii. Avem
Avem un proiect în Spania, lângă orașul Madrid. Este un proiect foarte, ca să zic așa, ușurel, e de organizat un festival. Toate proiectele se găsesc la noi pe site și pe pagina de Facebook, la secțiunea oportunități. Și, mă rog, trebuie accesate. Acum, din cap, pot să zic că avem, nu știu, în gen, aproximativ 5 oportunități de voluntariat și în jur de 2-3 schimburi de tineret, care sunt tot un fel de serviciu european de voluntariat, dar pe durată mult mai mică și se pleacă în grup, deci nu... Am înțeles. Deci, pentru mai multe detalii, sugestii, nelămuriri, neclarități, fie se uită pe site, fie pe pagina de Facebook, exact, fie chiar la sediul vostru, sau direct la tine după datele postate anterior. Da. Așa, ultima întrebare la care vreau să-mi răspunzi și am să te rog să-mi spui de ce să alegem SEV și nu un internship sau o vacanță în țara respectivă sau să mergem să lucrăm acolo cum de altfel se practică. Uh-huh. Ce aduce SEV spre deosebire de celelalte sau de ce merită să fie ales? Aduce din punctul meu de vedere și asta a adus și oportunitatea SEV pe care am avut-o eu. Aduce foarte multă stimă de sine. Adică, știu că sună un pic ciudat, dar așa e. Adică, când ai reușit să mergi acolo și să îți verifici toate obiectivele și să-ți dai peste cap toată rutina pe care o aveai și să vezi că ai, între ghilimele, supraviețuit și că ai făcut treabă bună, e un lucru foarte fain. E un lucru care probabil, nu știu, niciun alt job sau cu siguranță nicio vacanță unde te duci să te relaxezi numai nu o să-ți poată da. Deci faptul că te-ai dus, ai influențat niște oameni și ai văzut niște rezultate concrete, pentru că rezultatele apar în orice proiect, fie că sunt pozitive, fie că sunt mai puțin pozitive, aceste rezultate apar și există, fie că ai stat o săptămână sau fie că ai stat 12 luni. Este un impact, fie că e mare, fie că e mic. Și să vezi impactul ăla și să știi că tu l-ai făcut, e fenomenal. Avem voluntari care păstrează încă contactul cu noi și după 7 ani de zile sau noi mai păstrăm, avem prieteni peste tot în lume, ei mai păstrează contactul între ei și mai își reamintesc cu plăcere ce a fost. Uite cât de frumos e odată ce se trece de aceste praguri, de aceste blocajuri, bariere legate de stereotipuri și depășim discriminarea și tot ce ține de ea, să aflăm că există viață și dincolo de țara noastră de reședință și că putem să găsim o viață care să ne schimbe atât pe noi și atât și pe cei din jurul nostru. Și avem posibilitatea să facem asta și avem posibilitatea inclusiv în comunitatea noastră să găsim. La Team for Youth, de altfel, ni se propun multe astfel de proiecte pe care vă îndemn cu mare drag și vă încurajez să aplicați, pentru că vorbim despre experiențe de viață, experiențe interculturale care nu sunt făcute doar pentru a vizita oraș și a vă implica în câteva activități, ci sunt făcute pentru a vă schimba șansa, a vă da o altă perspectivă și a vă da lumea peste cap și a vedea ce rămâne din ea și, bineînțeles, rămâneți cu totul schimbați. Am să-i mulțumesc lui Remus pentru prezența în emisiune și pentru toate informațiile foarte importante pe care ni le-a oferit. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit și ne revedem săptămâna următoare!